Mașinile electrice reduc semnificativ poluarea, dar asta nu înseamnă că ele sunt prietene bune cu mediul. Și asta pentru că poluează foarte mult atunci când se produce bateria. Atunci când este produsă bateria implicit, există emisii de dioxid de carbon, se mută poluarea. Adică chiar dacă curentul electric ar fi produs de o termocentrală care are alte cărbuni, termocentrala se află în afara orașului, nu se află într-o aglomerație urbană, cum este cazul mașinilor. Procesul de producție al bateriei presupune procese complexe. Produce o baterie pentru o mașină electrică este destul de complicat, deoarece aceasta conține mai multe metale rare, iar companiile producătoare trebuie să cumpere de la furnizori care au șantiere foarte mari și decopertează suprafețe întinse de pământ, tocmai pentru a obține aceste metale rare. Durata medie a unei baterii este de 7 ani. Atunci când se descarcă, ea trebuie înapoiată producătorului. În caz contrar, impactul asupra mediului este uriaș. Urmează a fi livrate înapoi producătorului, având în vedere preocuparea pentru păstrarea mediului și este distrusă de producătorul inițial, de producătorul care a făcut bateria, el având obligația de a le distruge și tehnologia.